astăzi la Brilliant vom face o călătorie în centrul gândirii alături de o personalitate de renume mondial care a ales creierul ca subiect de studiu și de practică, dar mai ales ca pe cea mai frumoasă destinație a vieții sale. Îl cunoaște mai bine pe neurochirurgul și profesorul Alexandru Vlad Ciurea. Discuția aceasta are loc în preajma Zilei Mondiale a Creierului, care se celebrează an de an la data de 22 iulie. Vreau să vă rog să-mi faceți o scurtă descriere a creierului, așa cum rezonează el în sufletul dumneavoastră ca neurochirurg și deopotrivă ca formator în sănătatea creierului. Nu pot. Nu poate, pentru că sunt prea multe idei care vin deodată și că acest organ pe mine mă depășește. Ca să sintetizez, să rămâneți uimita sau uimiți, creierul uman apare exact ca și Gioconda. Este frumoasă ca și Gioconda, este misterioasă, cu un zâmbet care nu putem să-l descriem, neînțeleasă pentru toată lumea. Cu cât încercăm să studiem Gioconda și creierul uman, cu atâta rămânem la fel de mirați și pornim de la început și la început și la început. Nu știm de unde am plecat, unde am ajuns, ceea ce arată, ca și în pictura de Gioconda, ca ce scrie, ne mai trebuie sute și sute de ani de cercetare ca să știm exact ceea ce se întâmplă. Michelangelo a avut un respect față de creierul uman și creierul uman se suprapune total, este incredibil, pe structura capului lui Dumnezeu și invers, Dumnezeu pe creierul uman. Le-a suprapus pe cele două. Și aici este Dumnezeu care suprapune, iar dacă depărtăm, se suprapune creierul uman în această pictură. Este fascinant. Domnule profesor Ciurea, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea la Brilliant astăzi și este o mare onoare să vă am invitat. Mulțumesc pe această cale și conducerii Academiei Române pentru găzduire. Ne aflăm la Clubul Academicienilor. Da, superb. Dumneavoastră sunteți și membru de onoare al Academiei Române. Din 2 februarie 2022. Mulți înainte. Foarte interesantă, mulțumesc. Foarte interesantă cifră. Membru de onoare votat în Academia Română, secția de științe medicale. Vom face o frumoasă călătorie de-a lungul vieții dumneavoastră. Aș vrea să știu cum a fost să-l aveți mentor la începutul carierei pe profesorul Constantin Arseni. Extrem de apăsător. Extrem. Când îmi aduc aminte de acea perioadă, totdeauna nu știu ce să cred, să sar pe fereastră, să transpir, să găsesc cuvinte încurajatoare sau să zic mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că profesorul ne cerea imens. Ne cerea peste ceea ce poate un om să facă. Dar acest lucru și-l impunea și dânsul. Lua primul tramvai de pe cheiul Dâmboviței și venea la spital cu primul tramvai. Când ajungea, cred că era printre primii în spital. Între orele 5:30-6 știa tot ce s-a întâmplat în Grigă și la ora 6 pornea vizita. Era incredibil de dur. Până la 6 trebuia să ai foile de observație, să știi pacienții, să știi ce se întâmplă, să știi ce înseamnă terapie intensivă, să știi ce s-a operat, desigur, nu peste tot, pe partea ta. Uneori rămâneam în spital peste noapte în condiții unor foarte improprii și a doua zi trebuia să fim foarte bine pregătiți și teoretic. Pentru că spunea întrebări de cultură medicală. Dacă intra în întrebări de neurologie sau neurochirurgie, eram pur și simplu bulversați. Trebuia să știm foarte, foarte multe lucruri. Ne selecta. Eu n-am înțeles procedeul dânsului. Admitea cum ar fi rezidenți în ziua de astăzi și după aceea pe parcurs dispăreau. Nu rezistau, alții luau discipline mai ușoare, plecau din neurochirurgie, se duceau să-i spună, nu rezist foarte bine. Au mai fost persoane care au clacat psihic, alții care au clacat datorită alcoolului. Efortul era foarte mare. Și am rezistat, foarte mult surprinzător, în această luptă și competiție, și competiție, și competiție. M-am dus să-i cer concediu, s-a uitat și a chemat brancardierul de afară și l-a întrebat, Mureșanu, de câți ani nu am concediu? De 12, domn profesor. Incredibil. Incredibil. Și tu vei să-mi cer concediu? Afară, vei.
Deci asta era persoana. I-aș cerut vreodată. E cum să nu? Totdeauna îi ceream câte ceva. Da, dar îi plăcea să îi ceream uneori ceea ce știam că îi face plăcere. Ca de pildă. O carte. Știți că am aprofundat subiectul cu tare, cu tare. Făcea o pauză. Ești în stare? Da, bun. În clipa aceea zice, vino cu mine. Și când termina toată această plimbare de dimineață, de relaxare, se plimba și în parcul, ne spuneam, Balamucului. În spitalul nou. Se plimba prin parc, era foarte frumos. E ca în Cismigiu, zice dânsul. Așa. Și zicea, vino cu mine. Și intra, avea o bibliotecă imensă, 6400 de volume, publicații, etc. Și îți scotea și îți dădea în mână totul. Și am zis, bine, o să țină minte, țin minte exact, avea o memorie formidabilă, nu-și nota, imita pe Iorgan din multe puncte de vedere și știa exact că s-a dat 4 volume care se conțin cu tare, cu tare, cu tare. De asta termen peste 2 săptămâni vii, știa precis că peste 2 săptămâni și începea să te întrebe. Deci avea și memorie vizuală și de memorie de gestuală a gestului ca ținut, și acea memorie de act medical pe care îl aprofunda. Această luptă pe care am dus-o noi, vorbesc numai eu, a creat o școală de neurochirurgie care a acoperit toată țara, toată România, a fost școala modernă, după care au venit și alții, cum a fost domnul academician Leon Dănăilă, a introdus microscopul, altă și altă viziune și lucrurile au mers din ce în ce mai înainte și mai bine. V-a rămas întipărită în minte o sugestie sau o remarcă a domnului profesor Arseni pe care ulterior ați aplicat-o în profesia dumneavoastră? Da. Niciodată să nu ceri de la nimeni nimic pentru actul chirurgical pe care trebuie să-l faci. Domnule profesor, practicați cu succes mai multe ramuri ale neurochirurgiei. Nu o să le enumer pe toate. Patologie cerebrală, tumorală și spinală, patologie cerebrală vasculară, neurochirurgie pediatrică. Ați simțit de-a lungul timpului o aplecare spre una dintre aceste ramuri? Toată neurochirurgia mi-a plăcut. Toată v-a fascinat. În facultate, neurologia am făcut-o la Cluj, că am făcut 4 ani de medicină la Cluj și nu regret deloc. Neurologia am făcut-o la Cluj, m-a fascinat, mi-a plăcut, am luat nota 10, fără efort, că e sistemul nervos greu. Dar de ce este greu, nu știu. Neuroanatomia mi-a plăcut, neurologia mi-a plăcut. Pe apropierea de neurochirurgie a venit treptat, toate ramurile neurochirurgicale mi-au plăcut, ceea ce mi s-a părut extrem de interesant. A fost neurochirurgia vasculară, ca să iei un vas, să-l urmărești în creier cu microscopul, să te duci pe acela, să vezi unde e patologia lui, să te apropii, să faci exact gestul potrivit, acea închidere de anevrism, clipare, spunem noi, și dintr-o dată creierul să capete cu totul altă susținere sau, și alt element, să ai un copil în mână și să vezi că pe creierașul lui trebuie să faci o operație. Și copilul ăla, am operat de la 2 zile până la 18-19 ani toată patologia neurochirurgicală pediatrică, întrucât tot aici mentorul mi-a zis împreună cu șefa mea, doamna Horvat, deschide secția de neurochirurgie pediatrică. Și s-a deschis. 17 ani am făcut numai neurochirurgie pediatrică. Și n-ați făcut doar asta, ați înființat și departamentul de cercetare neuroștiințe al Spitalului Clinic Bagdazar Arseni. Și deopotrivă, recunoașterea dumneavoastră pe plan național și internațional se datorează unei activități extraordinare de peste 50 de ani, în care ați realizat mai bine de 23.000 de operații pe creier. Este adevărat că continuatorii, după profesorul Arseni, au urmat și alți continuatori. Am fost la Ministrul Sănătății, domnul ministru Haidu Gabor, care a fost extrem, extrem de amabil la ideile mele. Și am explicat că este bine să existe un centru de excelență pe toată țara care să cuprindă tot excelență în neurochirurgie. Și într-adevăr, în 2005 s-a tăiat panglica, ideea a fost în 1999, în 2005 panglica, centrului de excelență în neurologie, neurochirurgie, deci practic în neuroștiințe, care cuprindeau numai aparatură de vârf și erau și elementele de cercetare și elementele de exact ce spunem noi, de neuroștiințe, aveam și bibliotecă, aveam totul pregătit la cheie, făcut prin eforturile Ministerului Sănătății, noi doar am depus proiectele,
deși le-au executat și le-au împins înainte ca să obținem acest centru de excelență, în care recunosc că am fost foarte, foarte mândru când s-a deschis acest centru și cu elemente inedite. Și s-a pornit o activitate, o emulație științifică și publicistică. Sunteți o personalitate, asta este clar, dar cu toate astea, ați rămas omul care promovează firescul, naturalețea. Îi învățați pe oameni, în toate intervențiile dumneavoastră televizate, să trăiască în armonie cu natura. Cu ei. Și cu ei înșiși. Este adevărat. Și acum vă întreb, își iau aceste sfaturi, esența, baza în copilăria dumneavoastră? Acea copilărie despre care povestiți în cartea dumneavoastră că mâncați toate fructele nespălate, toate semințele de prin copaci? Da. Era o feierie. Deci am copilărit, dacă cunoașteți Brașovul, sub dealul Melcilor. Și noi acolo eram foarte fericiți, foarte fericiți. De abia așteptam să scăpăm de școală, aruncam gențile, ghiozdanele și așa mai departe. Nu se învăța ca acum, adică să te intoxice. Era mult mai relaxant, mult mai frumos. Ori jucam tot felul de jocuri de copii în grup, ori fugeam pe deal. Și pe deal, trebuie să recunosc, treceam prin gardurile proprietarilor și mâncam corcodușe, ruzinci, zmeură, tot ce găseam în cale. Eram atât de fericit cum nu aveți idee. V-a transmis cineva în copilărie bucuria de a fi? Ați copilărit alături de bunicii dumneavoastră, medici. Da. Ei aveau altă ținută. Bunicul era un om sobru, era un om cultivat, știa trei limbi străine, se comporta exact cum trebuie, ca un profesor universitar. Se ducea la serviciu în ținută, cu cravată întotdeauna. Deci avea o anumită pregătire intelectuală. Iar bunica dumneavoastră a fost pe front cu profesorul Cantacuzino. Da, a fost exact cum faceți și voluntariat și dumneavoastră. Așa a fost și dânsa voluntariat, studentă în medicină în ultimii ani. Era extraordinar de dotată. Sunt oameni care au această divinitate, ca în degete, în mâini, în cap ăsta, să pună mâna pe un pacient și să își dea seama cam unde e boala și cam ce trebuie făcut. Dumneavoastră, când vă autoexaminați așa riguros cum vă știu, credeți că aveți acest dar al providenței? Această genialitate? Nu știu dacă am dar al providenței, dar de multe ori când mă uit la o persoană, știu cam ce gândește. Am pacienți care vorbesc cu ei și la un moment dat spun, aveți un copil care la facultate, care... Și uite, am gândit, așa am simțit. Vă dați brusc, seama cu da, ușurință cum, așa, cel macină pe un om? Da. Am persoane cu care discut și discut și la un moment dat constat că persoana respectivă se dedublează, o simt. Din vorbă, din comportament, din privire, din tot. Una e ce îmi spune mie și alte. Și la un moment dat opresc discuția și zic, v-ați certat cu soția azi dimineață. Dar de unde știți? Păi vă spun ce v-a zis. De unde mi-a venit ideea asta? Nu știu, poate așa am simțit. Dorința de a deveni medic a apărut în jurul vârstei de 6 ani. Da, așa este. Așa este. Ce a declanșat? Păi și acum ați minte că mă jucam, eram la Vaslui, mă jucam pe jos cu tot felul de minuni și bunica discuta cu bunicul de tot felul de boli și auzeam tot felul de diagnostice. Deci eu la 6 ani știam că nu vine barza. Altul nu știam exact. Dar am zis cuvântul forceps. Și am zis, ce-o fi cu tunul ăsta? Și am întrebat așa. Vine, zice că așa este bebelușul din burtică, zice bunica. Așa, deci ei vorbeau de forceps. Ei vorbeau de... Bunica era principal medic ginecolog și obstetrician. Și vorbeau de lucruri de genul acesta. Diagnostice care se discutau. Real, nu se ferea la salamicul, nu o să înțeleagă nimic. Le percepe toate. Mintea la copilul acela care e pe jos, acolo, între 5 și 7 ani, absorbe tot. Mult mai târziu, dorința de a studia neurochirurgia, din ce s-a născut? Totdeauna am spus că mi-a plăcut sistemul nervos, mi-a plăcut chirurgia. Am avut un mentor, un chirurg oftalmolog, generalul Mircea Olteanu, și dânsul mi-a zis, fă o specialitate tot cu microscop, tot o specialitate apropiată, zice neurochirurgia. Dânsul era în admirația profesorului Arsene. Mama dumneavoastră, profesor de matematică, a avut vreo contribuție? Matematicienii au altă structură. Tocmai de aceea vă întreb. Este o știință exactă, intens centrată pe creier. Exactă și mama mea era foarte ordonată. Ordonată în lucruri, ordonată în haine, ordonată pe masă, ordonată în lucrările care le făcea la ca
inspector de matematică. Probabil că mi-a imprimat această... V-a creat orice. Această punte da. Între da. Matematică și, da. Și neurochirurgie. Și mi-a creat o punte de gândire cât mai corectă și eu lucrând cu dânsa și am repetat pentru facultate, pentru examen. La un moment dat a avut o revelație. Zice, tu gândești foarte sintetic, foarte clar. Să ții minte asta. La începutul anilor 80, ați pus la punct o metodă de drenare a lichidului cefalorachidian, care a primit ulterior și brevet de invenție. Da. Ce v-a împins să faceți chestia asta? Disperare. Drama copiilor da. Născuți cu malformații de tub neural, printre care și hidrocefalie. Și în general malformații de tub neural, nu se știa foarte mult, nu exista computer tomograf. Abia în 82 a fost primul computer adus de profesorul Constantin Arsenie la noi în spital. N-aveam un diagnostic precis, dar aveam diagnosticul clinic de hidrocefalie sau de alte malformații a sistemului nervos cu modificări de lichid cefalorachidian. Odată în disperare, într-o mare disperare, la un copilaș care nu mai decât vreau, găsesc o soluție, vedeam cum se topește în fața mea, am avut idee să fac această operație de, am studiat-o, de drenare, să scot lichidul în exces, să-l duc într-o cavitate care mi-l poate absorbi, deci în peritoneu, spunem noi, așa, și n-aveam aparatul să mi-l regleze, orice ecluză se reglează printr-un aparat, n-aveam, așa, am găsit cu tot o altă soluție. Partea care se introducea în abdomen, am făcut o reglare la nivelul respectiv, pentru ca lichidul să nu curgă rapid, să curgă treptat. Și țineam pacientul câteva zile întins la pat până exista un echilibru între presiunea lichidului din cap și presiunea intraabdominală. Făcându-se feedback-ul de echilibru a presiunilor, după aceea copilașul începea să se ridice. Și dintr-o dată îl vedeai cum se trăiește și cum este în viață și cum poți vorbi cu el și își revine. Aveți un gând cu care vă începeți fiecare zi? Dacă suntem pe această lume, trebuie să ne gândim că trebuie să fim cât mai buni, cât mai frumoși, cât mai optimiști și dacă noi, corpul medical, putem să ajutăm pe cineva și dacă ne ajută și creativitatea, atunci gândul meu este că putem împinge această națiune minunată și această țară spre ce a spus dumneavoastră, spre mai bine. Vreau să vă rog să-mi povestiți o întâmplare emoționantă din timpul unei operații despre care, la sfârșitul zilei, în dialog cu propria conștiință, ați putut spune că ați simțit darul divinității. Multe. Eram șef de secție, eram profesor și a venit un domn, ținut din jurul Râmnicu Vilcea, am și scris povestea respectivă, cu un copil care avea un hematom, un cheac de sânge după naștere, căzuse, nu căzuse, nu, asta era important. Avea cheacul de sânge și acesta apăsa pe creier. Prima reacție a fost, las că stăm un pic să vedem, să se liniștească. Făcea convulsii. Am reușit să-i fac computer tomograf, copilaș. Era prima lună. Așa, și am văzut convulsii, cheac de sânge, deci hematom, trebuia scos. Problema care era? Că tatăl copilului a venit și mi-a spus, dacă moare copilul, te împușcă. Chiar cu frațele ăsta, la care eu am râs. Te rog frumos să împușcă-mă înainte. Dar cred că am râs. Era convins, așa avea o privire de baiazit, când zic că ăsta îmi taie cap. N-am clipit. M-am dus, am operat, am spălat, trebuia să facem o anumită manevră să speli bine creierul, să îndepărtez sângele, tot sângele este iritativ pentru substanța cerebrală, că poate să rămână cu convulsii. Operația a reușit și la sfârșitul operației am fost foarte calm și m-am uitat exact în ochii părinților, fără să clipesc. Contează foarte mult comunicarea aceasta. Chiar în cazuri de insucces, și se întâmplă asemenea, spui și în ziua de astăzi, asta este boala, asta am reușit să fac, poate există altul mai bun decât mine, mai este și alte aparate. Deci am realizat atâta pot, atâta mi-a dat Dumnezeu, atâta pot, nu vreau să experimentez pe om tot ceea ce știu, în favoarea să fac cât mai mult și omul să rămână un infirm într-un cărucior. Deci contează foarte mult să ai simțul chirurgical unde trebuie să te oprești, noi avem o denumire aici.
maximum safe resection. Aristotel era de părere că omul nu poate trăi fără emoție. Dumneavoastră ce credeți? Aceeași părere. A avut o grămadă de idei, inclusiv ideea despre Dumnezeu. Este o ființă atot cuprinzătoare, atot știutoare, mișcător, nemișcat al universului. Deci Aristotel spunea că inima este centrul organismului și al emoțiilor, iar celălalt, Platon, spunea că centrul este creierul apropiat și de divinitate și acolo era encefalul, este centrul. Răspunsul meu este creierul controlează inima. Sursa emoției este creierul. Creierul trimite în plămâni, în mână, în tremuratul mâinilor, că se întâmplă un fapt emotiv, vorba, stremură. Inima este un mușchi. Și mușchiul ăsta tremură și el la impulsul cerebral. Și acum această dispută între cele două mari organe este dacă unul are prioritate sau nu, dar am să vă dau încă un exemplu. Prima celulă a organismului este celula cerebrală, sistemul nervos, după aceea urmează celelalte. Traversăm o etapă de digitalizare din ce în ce mai intensă, ne grăbim tot timpul, graba asta, credeți că îmbătrânește creierul? Total. Sărim etape normale în fiecare zi de pregătire, de dezvoltare, de igienă. De igienă e foarte grav, de băut apă. Etape și care reverberează asupra organismului. Toate lucrurile se leagă. Iar toate acest bombardament de date care vin asupra creierului uman nu fac decât, ca și cum am spus mai înainte, cu pistolul la tâmplă. Care e prioritatea? Copilul care cu cheița de gât în fața casei, bunica care și-a uitat cheile pe undeva prin piață, mămica care are 10 telefoane în față și trebuie să spună da, domnule director, da, domnule director, dar cu gândul acasă, tăticul care conduce mașina la nu știu câte întâlniri, unde e prioritatea? Deci nu răspunde decât un singur răspuns. Vrem să trăim normal, cu un creier care să funcționeze, cuvântul care l-ați folosit, trebuie un creier armonios. Când ar trebui să spunem stop în așa fel încât să evităm dezechilibrele din organism care devin sursă pentru boli? Atenție! Nu răspundeți la toate telefoane. Nu țineți telefonul deschis când lucrați și aveți tot felul de probleme. Nu faceți 10 lucruri deodată. Sunt persoane care fac 10 lucruri deodată. Le pot încurca foarte bine, însă și faptul, și mie mi s-a întâmplat, să trimit un SMS sau un e-mail în altă parte. Vă dați seama ce catastrofă a fost. V-ați gândit să inventați un robot în domeniul neurochirurgiei? Tot timpul. Robotul nu-i tremură mâna. Robotul nu are emoții. Robotul nu transpiră. Robotul este un să-l potrivești să funcționeze perfect. Am auzit neurochirurgi, vai, n-are nicio legătură. Pentru că robotul n-are simțuri. Da, dar, de exemplu, robotul pe porțiuni dure, osoase, este minunat. Există în Centrul Universitar Iași, la Clinica Nicolae Oblu, robot care fixează perfect surjuburile care pătrund în os și fixează oasele ori rupte, ori care trebuie întărite, să numim instrumentație, pe bază de robot. Se face acest lucru, se introduce robot și în București în această direcție. Deci încă un pas. Apoi creierul în profunzimea lui, ca să-l atingi cu robotul, trebuie să fii foarte atent. Există și roboți care intră în creier și introduc diferiți electrozi care opresc, de exemplu, mișcările involuntare. Deci dezvoltă o anumită abilitate acești roboți. Ușa este deschisă. Progresele sunt formidabil de mari și trebuie gândite toate acestea. Niciodată n-ai voie să spui. Iar robotica în toată medicina este un vis și trebuie făcut. Într-o lume din ce în ce mai robotizată cu care ne străduim să ținem pasul, cum vedeți dumneavoastră acest fir al evoluției prin participarea la noi congrese? Dacă nu ieșim la aceste congrese și stăm închiși numai în casă, cum a fost în timpul pandemiei, pierdem contactul cu realitatea. Cunoașterea, inteligența, gândirea, memoria, toate adunate, și Einstein spunea, curiozitatea și asta, duc la dezvoltarea cerebrală. O, noi nu putem să stăm într-o colivie. Trebuie să ieșim din colivie. Și orice fel de pasăre cântătoare vrea să iasă ca privighetoarea dimineața și să cânte. Așa și medicii să iasă, să vorbească, să cânte. Că nu sunt proști deloc în România.
În calitate de membru de onoare al Academiei Române, știu că aveți niște proiecte de suflet pe care le desfășurați. Povestiți-ne despre... Da, Academia Română reprezintă un cumul de activitate științifică, intelectuală, o chintesență a celor mai bune, bune și frumoase idei, proiecte în această țară. Am fost participant la proiectul de pionierat, pionierii aviației române. Și am fost participant la, la descrierea activității Henry Coandă. Am venit cu o lucrare originală despre ceea ce se întâmplă, efectul Coandă, în anevrismele intracraniene, în Academia Română, și am prezentat acest lucru. Și a fost cei care erau ingineri și cei în mecanica fluidelor au rămas foarte impresionați de ideile pe care le-am expus la acel, în acel subiect. În aulă. În aulă. Am fost și eu prezent. Da. Și pe parcurs am o serie întreagă de proiecte făcute sub egida Academiei, deci cu aprobarea Academiei. Primul proiect care l-am avut și pe care vreau să-l desfășor este proiectul Șagună, întrucât se împlinesc 100 de ani de la denumirea liceului pe care l-am absolvit, liceul, gimnaziul Andrei Șagună, din Brașov, care poartă numele titorului de 100 de ani, Andrei Șagună. Se împlinesc 100 de ani. Deci doresc ca Academia și, desigur, eforturile celor de la liceu și Consiliului Județean și Primăriei să ne ajute să facem acest omagiu academic pentru personalitatea enormă pe care a avut-o Andrei Șagună cu acest, acest liceu românesc în Brașov, în afara cetății. Nu eram primiți în cetate. Apoi am proiectul Padova, pe care l-am trimis către domnul academician Răzvan Teodorescu, vicepreședinte Academiei, și către președintele Academiei, Ioan Aurel Pop. Proiectul Padova, am și fost acolo special să văd, 800 de ani de la înființarea Universității din Padova, 1222. Universitate care briliant a fost. Acolo a fost Andreas Vesalius, anatomist, acolo a fost Galileo Galilei, acolo a fost Copernicus, Morgani și alții, personalități care au influențat dezvoltarea lumii. Domnule profesor Ciurea, poate duce depresia la cancer? Da, total. Da. Un răspuns neezitant. Da, total. Nu trebuie să intrăm în depresie. Deloc. Am intrat în depresie pe scurt. Am lăsat mâinile jos, nu mai luptăm. Depresia este inamicul nostru public, nu trebuie să ajungem în depresie, trebuie să ieșim dacă am avut așa ceva și pentru orice fel de lucru să găsim o soluție. Și poate duce la neoplazie, aveți dreptate. De ce credeți că se simt din ce în ce mai mulți tineri nefericiți, veșnic neîmpliniți, anxioși? Ce nu se armonizează în creier? Da, ar trebui să fie totul perfect. Pentru că primul lucru este noțiunea de educație. Educația de acasă. Nu vedeți că foarte mulți părinți pleacă și lasă copilul cu bunicii, cu o creștere la limită. De aici pleacă o serie întreagă de frustrări care se acumulează. Nu mai joacă pe calculator, numai ore și ore, mă scuzați, de Facebook, care nu duc la ceva bun. Te îndepărtează, te izolează în tine și te îndepărtează de ceilalți. Socializarea, grupul real, grupul constructiv, este foarte bun. Dar bula asta de confort pe care oferă noul model de parenting în anumite situații, să nu generalizăm, contribuie la starea asta de anxietate? Acest copil... Adică tot timpul să-i ascunzi copilului o grijă, să-l protejezi, această protecție exacerbată. Nu este suficientă. Băi, ce la mămici. Hai, nu deschide geamul. Fai, nu te uita în stânga. Vai, de ce ai stat sub aerul condiționat? Viața nu atinge că iei o bacterie? Da. Trebuie, exact cum am spus, să mănânci fructe de spălate. Sigur, nu e un exemplu cel mai bun, dar copilul trebuie să se dezvolte în aer liber, este aer, este mediul înconjurător, și să facă ce îi place. Și când e copil și tânăr, joacă.
Deci, ce am văzut eu la copii și am studiat, cuvântul care domină este joacă. Știu că în ultimii 10 ani, conform studiilor, a crescut incidența cancerelor cerebrale. Cum se explică asta? Da, este o întrebare extrem de grea și, din nefericire, ar trebui să plâng. Pentru că, cu toate progresele din științe existente, cancerul cerebral este unul din cele mai grele de tratat și cu toate eforturile făcute de medicină, nu s-au găsit tratamente în această direcție. Este cel mai invalidant cancer al organismului. Cancerul cerebral. Se numește glioblastom. Și sunt persoane celebre care au făcut, dacă pot să-mi permit, Gershwin, au făcut cancer cerebral. De ce au făcut? Se spune că viața puțin haotică, dezordonantă și supra-solicitantă, în popor se spune câinele din frunte turbă, supra-solicitantă a dus la așa ceva. Marii matematicieni pot să dezvolte o asemenea chestiune, întrucât ideile în matematică sunt din ce în ce mai complexe, mai abstracte. Marii șahiști, Bobby Fischer, a făcut asemenea boală. Foarte multe persoane implicate în politică au făcut asemenea boală. Deci, pentru că și profesorul meu, profesorul Arsenie, această boală nu se întâmplă la lucrătorul din fața spitalului care dă cu târnocopul sau sapă și bea o bere. Nu. Dar are nicio legătură. Se întâmplă la super, super intelectual. Edmond Nicolau îmi vine în cap acum. Așadar pune accent pe munca intelectuală, nici de cum cea fizică. Supra-solicitantă, supra-solicitantă a muncii intelectuale. Deci, vă rog frumos, cei care lucrați intelectual, mai lasă și câte o pauză. Da, este și creierul acesta trebuie să intre în repaus și cel mai bun repaus al creierului, afară de ieșitul în decor pentru care pledezi total, este somnul, în care relaxarea cerebrală trebuie să cuprindă tot creierul între 10 și 12 noaptea. Somnul nu poate fi înlocuit cu nimic, așadar. Cu nimic. Nu putem compensa lipsa somnului. Cu nimic. Și s-a dovedit ce vreți în somn. Că se secretă glandele endocrine, că pornește organismul, că partea cerebrală care am folosit-o peste zi face nane și funcționează numai partea de interne. Că o serie întreagă de date aruncate, cum am aruncat la coș, informații se acumulează undeva, dimineața le-ai pe toate puse punct la punct și clare, o poezie, repet-o seara, dimineața o știi perfect, dovedește că celula nervoasă dimineața este spălată, curată, parfumată, odihnită și iubitoare de frumos și de viață. Acesta este somnul. Domnule profesor, poate fi în anumite cazuri neuroplasticitatea creierului mai puternică decât baza genetică, mai exact forța unui gând intens stimulat, poate duce către rezolvarea unei situații într-o problemă medicală considerată fără ieșire? Se potențează. Nu poate fi scoasă una și puse cealaltă. Genetica, care o avem și pe care o avem de la strămoșii noștri, pe care s-a acumulat în creierul nostru, este foarte important. Ne dă o serie întreagă de reguli de conduită și de dezvoltare cerebrală și funcțională. Ce se întâmplă cu plasticitatea este o altă idee, nu trebuie exclusă. Dar potențarea, și m-ați întrebat mai mult, forța cerebrală, puterea minții, ne poate, da? Ne poate vindeca? Sigur, ne poate. Dar să nu uităm credința ce este. Trebuie să te cureți. Trebuie să nu fii cu burta mare și cu alcool în tine. Deci trebuie să fii tu curățat pe interior ca să obții curățarea pe cerebrală, cardiacă, sufletească, ca să-i ceri. Așadar, să-i ceri. Postul intermitent este vindecător. Și din punct de vedere ca post, ca structură, și pentru celula cerebrală, și pentru ca ruga ta, să zicem, sau dorința ta, să fie ascultată, dacă se poate spune așa, de cel de sus să se îndeplinească. Care sunt bucuriile dumneavoastră simple, de zi cu zi? Acele little things care vă ghidează viața. Cum să ajung mai repede pe o terasă, să mă uit la apă, sau dacă pot să aud o muzică care îmi place, așa, o muzică care îmi place, să mă întâlnesc cu persoane care îmi fac plăcere, cu energie pozitivă,
să citesc o carte, citesc acum istorie, viața lui Constantin cel Mare, mă fascinează ideile de creștinism și toate lucrurile acestea, la sfârșitul zilei, că nu pot să încep de dimineață cu ele, produc o stare de relaxare. Dumneavoastră simțiți forța unei energii negative? Dar cum să nu? Și nu vă este teamă ca cei din jurul dumneavoastră, de pildă, să vă critique și să spună, uite, Ciurea are o abordare dualistă? Ba da, nu mă supără deloc. Exact cum a răspunsul acesta a unui popor foarte înțelept de 5.000 de ani. Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și eu am dreptate, toți avem dreptate. Apropo de titlul cărții dumneavoastră, Călătorii în centrul gândirii, aș vrea să știu care este cea mai plină de semnificații călătorie pe care v-ați dori să o retrăiți? Când am ajuns în Sicilia, pierduse în primul avion, am venit cu al doilea, în fine, puțin obosit, puțin nu știu mai ce, eram o delegație română acolo, în Taormina. Și când am ajuns seara și era frumos, toată lumea liniștită, niște străduțe mici, se urcau înguste, oamenii bine dispuși, nimeni nu se certa, nimeni nu claxona. Așa. Și am zis, fai, aici era eu pe pământ, aș dori să stau aici toată viața. Cum găsim darul fericirii sau ce este el în accepțiunea dumneavoastră și cum îl păstrăm nealterat? Principalul element al fericirii este dovedit, este serotonina adunată în anumiți centri. Noi trebuie să punem în funcțiune acești centri. Trebuie să-i stimulăm. Cu ce îi stimulăm? Poftiți, un zâmbet și o floare. O rază de soare. Excepțional. Vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați făcut timp să participați la Brilliant și vă doresc succes în toate proiectele minunate pe care știu că le veți iniția de acum înainte. Vă mulțumesc, doamnă. Mulțumesc tuturor.